Toți copiii, dar și adulții, iubesc prăjiturile, înghețata sau sucurile. Este important să știm și cât zahăr consumăm. Când te duci la cinema și comanzi gustările preferate, care sunt deja pline de zahăr și grăsimi, vrei și un pahar de suc? Întrebarea este, ce preferi, paharul mare de suc acidulat sau paharul mic? Cât zahăr conține o doză de suc acidulat sau un fruct de fructe? Aflăm de la reporterul nostru. Doza zilnică recomandată de zahăr este de 60 de grame pentru un copil și 80 de grame pentru un adult. Dacă aș bea o doză de suc, ar fi echivalent a linguriței de zahăr. Dacă aleg sucul de fructe proaspăt, deși consum 5 lingurițe de zahăr, beau și vitamine. Mulțumim pentru detalii. Cu alte informații interesante vom reveni în jurnalele următoare.